Numai că eu îi spun un lucru. Pe cuvântul meu de onoare, știi cât de mult îmi doresc să stau liniștit și pace să fac cu oamenii? Știi cât de mult îmi doresc din toată inima mea, din toată puterea mea? Bă, dar nu te lasă! Cum adică să te lase feșnic când m-am uitat acum la băiatul ăsta și mă gândeam, bă, dacă îi lua picioarele lui Florinel, îi le rupea pe amândouă, nu mai juca fotbal toată viața lui. Da. Îți dai seama? Așa e, așa. Dar nu te lasă, de ce nu te lasă? Cum adică vii, dai un 11 metri care nu se vede că lovește mâna și după aia vii cu o daia trucată din tribună, el, Vasara, cum adică să stai liniștit când vezi că în țara ta vine unul Vasaras și că el este grec, da, de fapt. Dar el este grec, dar el este stăpân pe noi la fotbalul nostru. Și face ce vrea, ne sfidează. Și mai vine cu o de-asta filmare trucată. Cum să poți să stai liniștit? Nu poți să stai. Cum adică să stai liniștit când vezi invenții? Cum să stai liniștit când pierzi două campionate la rând? Unul cu voluntarul, am dat gol valabil, ni s-a anulat și au dat ei gol din un offside și am pierdut campionatul. Cum să poți să stai liniștit? Păi spune-mi cum să stai. Trebuie să le spui. Da, și trebuie să te lupți. Păi mine, Coria, păi nu mă înțează presiune. Că oricum eu știu un lucru. Presiunea asta ce o fac? O fac că consider că sunt și ei oameni și măcar trezesc conștiința și bunul lor simț în așa fel încât să nu aplece urechea la probabil două, trei cuvinte sau două, trei ordine care sunt potriva mea. Adică să zică, da, domne, e adevărat, să-i fac pe plac stăpânului sau șefului sau președintelui sau putare. Dar nu pot nici chiar așa. Înțelegi? Uh-huh. De-aia țip și urlu, ca lumea, ca măcar să le fie frică și rușine de lume. Da, dar știți ce, știți ce spun unii? Unii spun, bă, dar de ce Gigi totuși nu e mai diplomat, că o să-i enerveze pe aia de la federație și nici campionatul ăsta nu-l câștigă, că o să-i dea nici arbitraje să-l termine, că tot îl atacă pe Burleanu, tot îl atacă pe Vasaras. Și mulți îmi spuneau niște prieteni, nu câștigă pe Gigi nici anul ăsta, că îi atacă pe toți. Zice, n-are cum să câștige. Păi dar nu că îi atac, eu nu sunt omul diplomat care aplec capul. Înțelegi? Adică eu nu sunt ăla, eu niciodată mie mi-a făcut dreptatea, n-am vrut niciodată să fur, n-am vrut niciodată să dau mită șpagă și mecherii pe la arbitri sau nici cu riscul să pierdeți titlul, că oamenii să zică gata, bă, tăiați-l. Bă, cineva trebuie în lumea asta să spună adevărul. Că dacă toți aplecăm capul, nu mai se cunoaște adevărul. Înțelegi? Da. Că vă luați un risc, vă luați un risc cu declarațiile astea. Și atunci eu adevărul trebuie. Dacă nimeni s-a cam adormit lumea, cam doarme lumea, fiecare cu interesul lui, fiecare cu curvăsăreala lui, lasă, bă, ce să mai am contează. Înțeles. Deci cu orice risc și să pierdeți campionatul, o să spuneți ce vedeți. Da, tot adevărul. Și dacă pierdeți campionatul și anul ăsta? Păi nu și dacă, că nici nu mai am cum să-l pierd. Că noi acum am făcut echipă, ne batem și nu mai poate arbitru să facă. Ce putea să facă ăla, cum îl cheamă? N-ai ce, i-ați urcat. Zicea domnul Diosegi, s-a văzut și la Budapesta, ne-am făcut de râs meciul, era supărat rău de tot. Așa a zis, domne, ne-a umilit, domne, ne-a umilit, trebuia să ne dea 7-8 și știți ce îmi pare rău? Zice, s-a văzut meciul și la Budapesta, a zis omul. Bine că l-a văzut și Orban, ca să vadă că i-am promis că îi voi distruge. Da. Nu? Da, așa e, că a zis, că lasă, domne, că îi distrug eu pe ăștia, a zis. Da. Și atunci eu trebuie să spun. Eu spun adevărul ce văd și dreptatea. Pentru că nimeni nu i s-a întâmplat nicăieri la nimeni ce mi se întâmplă mie la arbitraj. La nimeni. Da. Nu știu ce mi se întâmplă numai mie. Da, e clar. Știi ce? Horia, dacă Feșnic nu arbitra așa, noi eram campioni, mă. Și poate și în Liga Campionilor. Da, și poate aveați 20-30 de milioane în plus în buzunar. Păi vezi care îi băgați, băgați în jucători, domnul Becali. Păi da. Nu? Da, așa e. Practic v-au scos din buzunar un 30 de milioane sau un 20 lejer, credeți-mi. Da, pentru că numai noi avem tăria ca pedigree să ne ducem în grupele de Europa sau... Că așa suntem noi. Da. Aveți în ADN, în ADN treaba asta cu cupele europene. Dar nu mă face domnul Măcoria. Cum? Și atunci eu spun astea, ce văd? Da. Nu le văd numai eu, le vede lumea.